adevărul, își merită soarta, marea majoritate, să se uite, să gândească când pun ștampila, da? Dacă aleg tot așa, uitați-vă și aur, același tipar ca și USR. În primul mandat ce au făcut? Scandal, filmări prin Parlament, peste tot, pe stradă, vorba aia, da? Cum au ajuns la putere, n-au mai ieșit nici în conferințe, nici în filmări, nimic. Fără experiență și fără să fi condus ceva în viața ta, să fi muncit la o companie, să fi făcut ceva, nu ai cum să conduci. Asta este problema și s-a văzut și la guvernare, se vede și la primărie. Asta să vă spun ultima bombă. În continuare, ia bomba, ia, gata, bomba secolului. Bruxelles să facă acum, să nu treacă pe Green Deal, pe Green Deal, da? Zi, energia nucleară și pe gaz. Încearcă, dar știți că se opun câteva state. Nu, o să o treacă, fiindcă aici e vorba de bani. Noi vorbim de bani, da? Ei fură mai mult decât noi. Noi suntem corupții, da, Europei, da? Fură mai mult. Totul este numai un business. Cei 9 km de autostradă dintre Lugo și Deva, de 10 ani stau acolo și am mai semnat acum contractul în condițiile în care 90% aproape. Da, să vezi ce panglică. Taie panglica frumos și apte oameni. Nu, nu, nu. Am văzut că noi nu un nou contract panglic, care l-a semnat rulă de aia s-a și îmbogățit, cred că...